Domnul antrenor, ați convocat 44 de jucători, unii din ei nu au putut să vină. Ați reușit să vă creați ceva impresii despre unii fotbaliști care vor face parte din viitorul lot Under 21 al Moldovei? Da, am gândit de mult această acțiune, dar am luat legătura cu mulți jucători care sunt, de care am aflat și care sunt în străinătate. Am hotărât ca între cu contract stafful federației să oferim cât mai multor jucători șansa de a arăta calitățile pe care le au și am gândit această acțiune să facem două jocuri, ca minim fiecare jucător să aibă minim 90 de minute de exprimare. A fost o acțiune bună. Băieții care au răspuns cu foarte mare promptitudine, au fost serioși și au încercat să demonstreze calitățile pe care le au. Sperăm ca să fim foarte atenți și să reușim să facem cea mai bună selecție, pentru ca în viitoarea campanie care urmează să facem o figură cât mai frumoasă. Da, cred că pentru prima dată în istoria Under 21 se întâmplă să fie 10 jucători, practic, din psihotarele țării. Se diferențiază stilul acestora de joc de ceilalți? Nu, deocamdată ei joacă la echipe mici în străinătate, dar așa cum am spus, am încercat să nu ținem cont de asta, ci de faptul că sunt ai noștri, sunt jucători moldoveni, sunt jucători cu potențial și sper să mai apară și alții, în afară de cei 10 care au venit aici, merită tot respectul nostru și nu trebuie să-i lăsăm deoparte. Au venit, bravo lor, au arătat fiecare ce a putut, rămână în vederile noastre și pe viitor sperăm ca să oferim cât mai multe șanse tuturor jucătorilor moldoveni, pentru că le merită. Anul acesta, selecționatul nu va juca la Cupa Comunității, este o problemă mare și cu ce puteți să înlocuiți acest turneu? Da, este o problemă foarte mare aceasta. Anul trecut nu ne-au prins foarte bine acele jocuri pe care le-am avut la Cupa Comunității, dar din păcate s-a desființat. Anul acesta, după tragerea la sorți, care va fi la sfârșitul lunii ianuarie, vom hotărâ în continuare programul pe care îl vom avea. Vom înlocui cu jocuri amicale și sperăm ușor-ușor să omogenizăm echipa și să facem un lot competitiv. Da, spuneați la finele, dacă nu greșesc, campionatului european din 2017, preliminarele în Moldova a ocupat ultimul loc în grup. Spuneați că unii jucători au nevoie să-și schimbe mentalitatea. Acești jucători noi veniți, credeți că au această mentalitate sau își vor forma parcurs? Eu m-aș bucura ca să îmbinăm mentalitatea celor care vin de afară cu celor care sunt aici. Eu personal și întreg staff-ul o să lucrăm la acest lucru, pentru că, într-adevăr, este nevoie să ne schimbăm puțin mentalitatea, pentru că mentalitatea de învingător nu vine decât odată cu rezultatele. Băieții trebuie să înțeleagă că este cam ultimul lor tren pentru a deveni adevărați fotbaliști, pentru că nu mai sunt copii, nu mai sunt under 15, under 17, under 19, ci sunt în anticamera echipei mari. Dacă vor demonstra că într-adevăr merită, oricând de aici pot face pasul mai departe. Sunt câțiva jucători care nu au văzut lista, mă refer la Alexandru Boiciuc și la Vitalie Damașcan. Ei da, vor veni parcurs, se vor încadra? Vor primi șanse. Vitalie Damașcan va fi și el în vederile noastre. Boiciuc nu l-am convocat pentru că îl cunosc și pentru că mâine are meci cu Iașul la Dinamo și n-am vrut să rup copilul din campionat de acolo. Mai sunt câțiva jucători care vor apărea, sunt cei care au avut anumite probleme familiare și au trebuit să le înțelegem și să le rezolve, sunt jucători cu ceva probleme medicale, dar în general cred că vom fi foarte atenți și vom face o selecție care să ne permită să facem un lot competitiv. Da, mulțumesc frumos! Cu plăcere! Da. Da, succes!